Sergiu, ai acceptat provocarea Romstal, sponsorul echipei naționale și preț de câteva minute te vei transforma în selecționer. Misiunea ta este una frumoasă pentru că îți oferim șansa de a face selecția pentru un prim 11 dintre toți jucătorii care au evoluat vreodată pentru România. Să vedem, care este echipa pe care ai ales-o? Păi, în poartă o să-l aleg pe Lobonț. Fundaș dreapta, Dan Petrescu. Fundaș central, dreapta, Popescu. Fundaș central, stânga, Chivu. Și fundaș stânga, Raț. Voi juca cu mijlocaș defensiv, Mirel Rădoi. Lângă el, îl aleg pe Balaci, care este puțin mai creativ. Dreapta l-aș alege pe Gheorghe Hagi, stânga Adrian Mutu, Dobrin și în față Cămătaru. Bun, acum că ai ales echipa cea mai bună pe care o ai la dispoziție, cum ar arăta golul perfect marcat de acești jucători? Păi aș începe cu construcție din apărare. Lobonț ar pasa lui Chivu, care ar duce mingea până la Raț. Aici partea ar fi blocată. Raț ar întoarce până la o pasă lungă până la Gică Popescu, care va da o diagonală pentru Gheorghe Hagi. Între timp, Dan Petrescu urcă. Aici se creează o superioritate 2 contra 1. O dă la învoluire mai departe lui Dan Petrescu, care ajunge, urcă cu ea. 1 la 1 își depășește adversarul. Ajunge în fața porții. Între timp, toată linia de apărare ajunge la jumătate. Ajunge în fața porții, unde centrează, să vedem o încentrare, unde centrează, prima bară este Cămătaru, Dobrin este în spatele lui, iar Adrian Mutu pe a doua bară, pe care au de 16 metri Balaci și Rădoi mai defensiv. Centrează în careu. Mingea ajunge în dreptul Cămătaru, acesta o lasă printre picioare, iar Dobrin vine din spate și singur, nemarcat, dă gol. Plasat, sub bară, cum? Plasat. Pe jos, nicio reacție din partea portarului. 1-0, gol victorie. 1-0, gol victorie. Foarte simplu, dar eficient.